Cu mila lui Dumnezeu am ajuns și în perioada Sfintelor Paști. Cu dor nespus am așteptat această sărbătoare. Dorul a fost cu atât mai mare anul acesta pentru faptul că anul trecut, în aceeași perioadă de aceeași sărbătoare, am fost despărțiți unii de alții. Preoții, arhiereii pe de o parte, iar credincioșii pe de altă parte, aflați la distanță. Cât de grea este despărțirea, cât de greu de suportat este îndepărtarea unora față de alții. Anul acesta, prin mila Domnului, am fost împreună în postul cel mare, la Sfintele Denii și suntem împreună în sărbătorile Sfintelor Paști. Aceasta nu înseamnă că problemele au dispărut, că molima nu mai este, că spitalele sunt goale, că lumea se află în normalitatea ei. Nu se află în normalitatea ei, dar Sfintele Paști sunt sărbătoarea în care omul încearcă să vadă încercarea, ispita, boala, prin prisma credinței. De aceea cuvântul pe care îl adresez preoților și credincioșilor din Eparhia Iașilor, din Mitropolia Moldovei, este un cuvânt așezat sub egida îndemnului cel întreit al Sfântului Apostol Pavel. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, pentru toate mulțumiți. Bucuria, rugăciunea și mulțumirea constituie întreitul izvor din care, adăpându-ne și hrănindu-ne, nădăjduim să mergem mai departe cu credință, cu nădejde și dragoste în viața noastră pământeană, orientată spre slava Împărăției Cerurilor. Bucurați-vă neîncetat! Este cuvântul Sfântului Apostol Pavel. De ce să ne bucurăm? Ne bucurăm pentru că Hristos a înviat. Și dacă Hristos a înviat, înseamnă că moartea, mormântul, nu au ultimul cuvânt. De ce să ne bucurăm? Ne bucurăm pentru că moartea, dușmanul cel mai mare al omului, este lipsită de conținutul ei tragic. Pentru că în Hristos și în credința noastră în înviere, moartea își pierde din valoare, ea devine trecere, adică Paște, căci trecere înseamnă cuvântul Paște, trecere de la o viață, la aceeași viață însă, orientată spre veșnicie, după trecerea noastră prin mormânt. De aceea sărbătoarea Sfintelor Paști este sărbătoarea bucuriei prin excelență. Spune cântarea bisericii, cerurile să se veselească, pământul să se bucure, toată lumea să prăznuiască, pentru că a înviat Hristos Domnul. Desigur, această bucurie este diferită în intensitate de la om la om, de la suflet la suflet. Unii oameni se bucură cu desăvârșire și se simte bucuria așezată pe chipul și pe inima lor. Alții nu ne bucurăm atât de mult, pentru că purtăm povara păcatelor și a patimilor și toate acestea fac în așa fel ca bucuria noastră să nu fie deplină. Și pentru unii și pentru alții se cuvine a mărturisi următorul adevăr. Și anume,
că ortodoxul, creștinul ortodox adevărat, este un om al bucuriei, al veseliei, al împlinirii, al entuziasmului. Creștin ortodox, lipsit de bucurie, de entuziasm, de veselie sufletească, este un nonsens. De aceea, sărbătoarea Sfintelor Paști este sărbătoarea îndemnului spre bucurie. Chiar dacă ispitele și necazurile și boala sunt prezențe în viața noastră, bucuria Sfintei Învieri este cuvântul de ordine în aceste zile de Paști și cu ajutorul lui Dumnezeu de-a lungul întregii noastre vieți. Bucuria însă are drept izvor rugăciunea și mulțumirea și temerea de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur mărturisește zicând, pentru cel care se bucură în Domnul, nicio ispită, niciun necaz, nicio boală, nicio încercare nu îl îndepărtează de la bucuria lui. Temerea de Dumnezeu, rușinea de oameni, constituie fundament pentru bucurie. În același timp, bucurie nu poate fi fără rugăciune. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. Cum să ne rugăm neîncetat, noi cei care suntem prinși cu toate treburile vieții? Rugăciunea neîncetată nu înseamnă a rămâne tot timpul în genunchiat, trupește, în fața lui Dumnezeu. Gândul și conștiința că toate se află în mâna lui Dumnezeu înseamnă rugăciune neîncetată. Stăruința de a împlini poruncile Domnului, poruncile Bisericii, înseamnă rugăciune neîncetată. Fundamentarea vieții noastre pe valorile familiei, ale credinței, ale neamului, înseamnă rugăciune neîncetată. Marele nostru duhovnic, Arsenie Papacioc de la Malul Mării, ne spune că rugăciunea neîncetată este sentimentul că te afli în prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu te vede și tu te raportezi la Dumnezeu în orice clipă a vieții tale. Pentru toate mulțumiți, spune Sfântul Apostol Pavel. Rugăciunea pe de o parte și bucuria pe de altă parte îl îndeamnă pe om să aibă cuget mulțumitor. Să vadă nu numai cele care se întâmplă rău și necuvincios și necreștinesc în viață. Să vadă frumusețea, partea plină a paharului, oamenii minunați care nu lipsesc de pe pământ. Starea de mulțumire este definiția creștinului adevărat. Avem un cuvânt al Sfântului Siluan Atonitul despre acest mare adevăr. Și îl rostesc în fața dumneavoastră pentru a arăta cât de mare este omul care are inimă mulțumitoare. Cine împlinește voia Domnului este împăcat cu toate. Fie că este sărac și poate bolnav și în suferințe, el este mulțumit, căci îl veselește harul lui Dumnezeu. Dar cel ce nu este mulțumit cu soarta sa, care cârtește împotriva bolii sau asupra aceluia care l-a supărat, să știe că se află într-un duh mândru care l-a lipsit de mulțumirea către Dumnezeu. Cel nemulțumit este un om mâhnit. Pentru el nimic nu este bine.
nimic nu merge corespunzător. Toate îi sunt împotrivă. Pe când cel care are inimă mulțumitoare vede frumusețea cerului și a pământului, vede frumusețea din oameni și atunci inima sa e mulțumită și pentru toate mulțumește lui Dumnezeu, împlinind în viața lui ceea ce Sfântul Simeon, noul teolog, într-o rugăciune pe care o rostim și acum înainte de Sfânta Împărtășanie, amintește cât de minunat este omul care are gând mulțumitor, mulțumitoare inimă, mulțumitoare mădulare ale trupului și ale sufletului său. Așadar, cuvântul Sfântului Apostol Pavel rămâne egidă la umbra căreia ne așezăm odihnindu-te, pentru toate mulțumiți. Orice ați face, spune Sfântul Pavel, cu cuvântul sau cu lucru, toate să le faceți în numele Domnului Hristos și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Fiind în ambianța binecuvântată a Sfintelor Paști, ne rugăm, ne bucurăm și pentru toate mulțumim lui Dumnezeu. În același timp, rămânem conștienți că situația în care ne găsim noi și biserica și țara și lumea nu este o situație mulțumitoare. Boala încă ne dă târcoale. Bolile de tot felul pătrund în inima și în trupul omului. Există multă nemulțumire, multă tristețe, multă deznădejde. În fața unei asemenea situații, suntem chemați să mărturisim trei lucruri. În primul rând, să mărturisim din toată inima că nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. În al doilea rând, se cuvine să fim atenți cu sănătatea noastră și cu sănătatea celor din jur. Să apreciem așa cum se cuvine posârdia medicilor, a tuturor acelora care se îngrijesc de sănătatea noastră trupească și de cei care se îngrijesc de sănătatea noastră sufletească. În al treilea rând, să ne fundamentăm viața pe valorile familiei, să împlinim așa cum se cuvine sarcina pe care o avem fiecare în societate, căci îngrijindu-ne de familie și de slujba noastră așa cum se cuvine, mult bine răspândim cu ajutorul lui Dumnezeu în lume. Pe lângă medicamentele pe care ni le prescriu medicii, să recurgem la acest minunat și întreit și tămăduitor medicament. Bucuria, rugăciunea și mulțumirea. Să avem nădejde în Dumnezeu, bine știind că mai mare și mai puternic este Cel care se află întru noi, adică Dumnezeu, decât vrăjmașii sănătății ai bisericii, ai neamului, ai lumii. Dumnezeu să ne aibă în pază, rugăciune și mulțumire și bucurie să se afle în familie și în societate, să îmbrățișăm pe prieteni și cât se poate cu inima largă și spre dușmani, lumina Sfintei Învierii să ne aureoleze viața și sub egida acestei lumini să mergem mai departe pe drumul nostru în această lume cu gândul la mila lui Dumnezeu pentru a ne face și nouă un locșor în slava împărăției sale, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat, sărbătoare plină de lumină pentru noi
și pentru lume. Așa să fie, Doamne ajută! Amin.